Bun găsit, România, bun venit la Regiunea Noi Obiectivă, îi salutăm și pe telespectatorii TVR3, cât și pe cei de pe TVR Iași. Simona Halep versus Angelique Kerber, 5 la 5, asta pentru cei care sunt 5 la 6. Oh, uite că deja s-au datat aici, dragi prieteni, trebuie să vă mai spunem următorul lucru. Astăzi sperăm să ținem cu toții pumnii astfel încât să putem să avem un scor bun. Hai, Simona, încă o dată să ne bucurăm. Vom avea și un concurs, o să vorbim imediat despre el, până atunci însă trebuie să... 6-6, uite, îmi suflă colegii din regie, mulțumesc Gabi. E important să ne gândim cu toții și de ce nu, dragi prieteni, la românii noștri dragi. Vine și campionatul imediat peste noi, din păcate... Ne mai gândim la fotbal așa când ne uităm la televizor, dar până atunci însă, dragi prieteni, spunem că astăzi vorbim despre prichindeii de lângă noi, care, din păcate, au anumite deficiențe și cum le putem face împreună viața mai ușoară. Vedem dacă au avut succes prietenii noștri de la Moldova Vrea Autostradă. Au fost astăzi la București, la CNAIR, și vedem cu ce vești intră în emisiune. Și dacă nu ați primit răspuns la vreun mail pe care l-ați trimis cuiva, e posibil să fi intrat în spam. Astăzi trupa spam vine la noi, vorbește de turneul național și ne prezintă și un videoclip. Până atunci însă, dragi prieteni, e momentul să aflăm mai multe despre știrile zilei. Roxana, sper că e pregătită ca de fiecare dată. Bună, Roxi! Bună ziua, Horia! Bun găsit tuturor! Sunt mai multe subiecte interesante și în jurnalul de astăzi. În primul rând să spunem că este criză de vaccinuri ROR. În regiunea Moldovei dozele lipsesc în 6 din 8 județe. În Bacău mai sunt 39, iar în Galați 35. În restul județelor, reprezentanții direcțiilor de sănătate publică ridică din umeri. Asta în condițiile în care în România este epidemie de rujeolă. Numai în ultima săptămână în zona Moldovei au fost diagnosticate cu rujeolă 100 de persoane, iar secția de la Spitalul de Infecțioase din Iași este mereu aglomerată. Într-o intervenție telefonică la TVR1, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Grasu, susține că nu sunt probleme cu aprovizionarea cu vaccinuri în țară. Discutăm subiectul pe larg la jurnalul de la ora 18. Aparatură ca în Star Trek la un spital din Iași, într-o sală de operație unică în sud-estul Europei. Sistemul de imagistică intraoperatorie de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a costat 1 milion de euro. Banii finanțați în cote egale de Unitatea Medicală și Consiliul Județean. Acum în Unitatea Medicală pot fi abordate intervenții de mare finețe pe coloană, tumori în locuri greu accesibile, până la tratamentul chirurgical al bolii Parkinson. Potrivit conducerii Spitalului de Neurochirurgie din Iași, cele mai apropiate unități medicale unde există un sistem similar s-ar afla în spitalele din Austria și Germania. Practic, sistemul mobil de imagistică, asemănător unui computer tomograf intraoperator, permite intervenții chirurgicale de mare finețe. Ele sunt fixate cu acuratețe, vedeți, respectă cu mare acuratețe pedicului vertebral, sunt în corpul vertebral, aparatul ne calculează dimensiunea șurubului care urmează a fi implantat, astfel încât să nu depășească sau să lezeze structurile vasculare. Sau... Avantajul la acest aparat este că putem să cuplăm la navigație și riscurile să scadă de la 7-8% undeva la 2-3% pentru pacient. 2. Nu mai folosim atât de multe radiații pentru fiecare manevru cu instrumentarul metalic din bolnav, ci facem doar 2 scanări și este, deci, sigur, doze scăzute pentru bolnav și pentru noi și este mult mai ușor pentru noi, deci gradul nostru de stres scade. Chirurgul poate vizualiza tridimensional locul intervenției și dă posibilitatea alegerii celui mai sigur și minim invaziv mod de abordare chirurgicală. Este un alt mod de a face neurochirurgie astăzi în România. Va permite intervenții chirurgicale în condiții de siguranță maximală pentru pacient, la nivelul coloanei craniocerebral, cât și pentru confortul neurochirurgului. Este un sistem ultra-performant care permite achiziții de imagini 3D. Este primul sistem achiziționat în România de imagistică intraoperatorie de asemenea nivel. Sperăm și ne dorim ca și alte spitale să achiziționeze asemenea tehnologie.
Costurile achiziției aparaturii de înaltă performanță, 1 milion de euro, au fost împărțite în mod egal între spital și Consiliul Județean. Investiția în sănătate înseamnă o populație sănătoasă. Prima oară populația trebuie să fie sănătoasă și noi trebuie să fim sănătoși. De la sănătate, pace putem avea și cultura, putem avea și investiții în infrastructură și în învățământ, dar prioritar pentru mine sunt investițiile în sănătate. Asta a fost de la început, în 2016, când mi-am preluat mandatul. În proiectul de dezvoltare a spitalului este și terapia Parkinsonului prin intervenții chirurgicale. Întreaga aparatură este achiziționată și se află în derulare procedurile de achiziții publice a electrozilor special folosiți la operații. Doar aceștia costă aproximativ 30.000 de euro pentru fiecare pacient, iar pe lista de așteptare sunt deja 10 bolnavi. Până la sfârșitul anului 2020, la Spitalul de Neurochirurgie va fi realizat un centru de neuroexcelență finanțat cu 4,5 milioane de euro de Consiliul Județean. Acesta va include un sistem de radioterapie și două săli de operații de ultimă generație, dar și un compartiment de balneofizioterapie necesar reabilitării pacienților tratați aici. Fenomenul de îmbătrânire demografică a României s-a accentuat și la începutul anului 2018, iar sporul natural este în continuare negativ, se arată în datele Direcției de Statistică. În plus, noile familii se gândesc de două ori înainte de a aduce pe lume un copil. În județul Botoșan, de exemplu, anul trecut, numărul celor care au decedat este cu 1600 mai mare decât numărul celor care s-au născut. În plus, între anii 2014 și 2017, sporul natural negativ a crescut cu 32%. Anul trecut în județul Botoșani s-au înregistrat aproape 5300 de decese și 3600 de nașteri. Nu e de mirare așadar că sporul natural este negativ de mulți ani încoace. S-a înregistrat în întreaga perioadă 2014-2017 valori negative, atât la nivelul României, regiunii Nord-Est, cât și la nivelul județului Botoșani. Față de anul 2014, în anul 2017, sporul natural negativ a crescut la nivelul județului cu 32,3%, cu mult față de creșterea de la nivelul țării, unde a fost creștere negativă, unde a fost de 6,56%, în ceea ce privește dinamica înregistrată la nivelul regiunii Nord-Est, județul Botoșan se află pe locul 3 după județele Bacău și Neamț. Numărul nașterilor este în scădere în Botoșani. Anul acesta, 992 de bebeluși au venit pe lume, cu 70 mai puțin decât în aceeași perioadă din 2017. Dintre aceștia, puțin peste 500 sunt băieți, iar restul fete. Comparativ cu anul trecut, numărul nașterilor înregistrate în aceeași perioadă este în scădere. O problemă ar fi și faptul că tinerele familii se gândesc de două ori înainte de a aduce pe lume un copil. Un copil necesită foarte mult în ziua de azi, foarte multe cerințe la școală, la îmbrăcăminte, acostă, tot. Și dacă nu-ți permiți, pur și simplu renunți, n-am mai face copii. E viața grea și n-are cu ce să-i crească. Din punctul meu de vedere, și material sunt legați de situația materială, iar din al doilea rând de vedere, înainte omul nu stătea să se gândească, vai, vine un copil, vine o greutate, nu. De exemplu, în martie 2018, sporul natural negativ a fost de 381 de persoane, mai mare decât cel corespunzător lunii martie în 2017, când a fost 257, ceea ce înseamnă o creștere negativă de 124 de persoane. În primele trei luni ale acestui an, în județul Botoșani s-au înregistrat peste 1640 de decese. Atât pentru moment, dar ne revedem la ora 18 cu principalul jurnal al zilei. Vă aștept, Horia! Mulțumim frumos, Roxana, gânduri bune. Iată o știre tot referitor la copii. Grădinițe deschise în vacanța mare 2018. Inspectoratul Școlar București a publicat lista grădinițelor de stat care primesc copii în vacanța de vară. Copiii sunt acceptați în mod general la grădinițele din sectorul în care locuiesc. Sectorul 2 are cea mai scurtă perioadă de învățământ preșcolar. Primesc copii peste vară doar timp de 10 zile. Găsiți lista și vă informați, dragi prieteni. 7 la
6 primul set. Kerber, din păcate, a luat primul set la tiebreak, dar asta este. Poate nu o să vă supărați pe tare dacă nu sunteți în momentul de față pe drum să veniți la Iași. Poate veniți în aceste zile, pentru că a început din nou, dragi prieteni, o mare întâlnire cu seniorii filmului românesc și cu iubitorii de filme. Vorba despre Serile filmului românesc, ediția noua, dedicată maestrului Victor Rebenciuc. Avem aici niște invitații pentru dumneavoastră. Le putem vedea, Petrică? Da? O să le vedem imediat, dragi prieteni. Până atunci însă vă spunem că e și un număr de telefon, 0232-209030. Puteți să pune mâna pe telefon și câștigați un premiu din partea noastră, astfel încât să mergeți. Chiar la această oră are loc deschiderea celei de-a noua ediție a Serilor filmului românesc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași, cu invitați de seamă. Veți vedea probabil mai multe la știrile TVR și știrile televiziunii române. Trecem la următorul subiect, dacă vorbeam despre copii. Vorbim de Prichindei Vesel și inițiatorul acestui festival pentru mari și mici se află alături de noi în studio. E vorba despre Demis Rusu, consilier educativ la Liceul Tehnologic Special Vasile Palvecu din Iași. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Să ne spuneți în primul rând elevii de la dumneavoastră, de la liceu. Ce specific au? Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri despre cine vorbim. Este vorba de o unitate școlară care oferă servicii educaționale pentru copii cu deficiențe de auz și copii cu deficiență mentală. Am înțeles. Ați inițiat acest festival? Este ediția a 10-a în acest an. Jubiliară pe undeva? E o muncă grea, mai ales să le spunem telespectatorilor, să lucrez cu acești copii. Partea educațională este specială, într-adevăr, dar mai ales un astfel de festival este cu atât mai special. Cine sunt participanții și la ce se întrec? Este vorba de un festival de teatru de păpuși, pantomimă și de 3 ani și secțiune film. Destinat copiilor cu deficiențe de auz din țară. Sunt copii care participă de la 10 școli cu deficiențe de auz din țară: Timișoara, București, Buzău, Focșani, Buzău, Bivolărie și Iași. În plus, e vorba de secțiunea de pantomimă, secțiunea teatru de păpuși, care aduce pentru ei posibilitatea de a se manifesta, posibilitatea de a dezvolta abilitățile pe care ei și de a prezenta abilitățile pe care ei le au. E o modalitate de a arăta că fac parte din această societate ca și noi toți? Ar fi două aspecte de menționat din punctul meu de vedere aici. Pe de o parte este nevoia de comuniune și de implicare la nivelul comunității surzilor, pentru că ei aparțin unei comunități și sunt membri și sunt mândri de acest lucru. Pe de o parte, nevoia de a desfășura activități specifice la nivelul comunității surzilor. Pe de altă parte, aceste activități au darul de a crește indicele de incluziune socială, pentru că în fiecare an, pentru aceste spectacole, școala organizează și fiecare școală participantă organizează spectacole caritabile la care participă copii din învățământul de masă, copii care au ocazia să vadă și să înțeleagă specificul și particularitățile copiilor surzi. Bun, haideți să văd dacă am înțeles eu corect și rog pe colegii noștri să ne arate imagine, să înțeleagă și telespectatorii mai exact despre ce vorbim. Aici ajung finaliștii, să spunem așa, dar de fapt scopul declarat al festivalului este ca în majoritatea centrelor și școlilor cu acest profil din țară să fie implicați în astfel de activități, nu? Da, se urmăresc în cadrul acestui proiect, sunt urmărite obiective față de 3 grupuri țintă. Pe de o parte, pentru cadrele didactice care lucrează cu ei, se urmărește creșterea creativității și implementarea unor metode de lucru creative cu acești copii. Pe de altă parte, este vorba de copiii din învățământul de masă, care cresc sau pot crește și pot vedea ceea ce copiii surzi au posibilitatea să facă. Și pe de altă parte, un al treilea grup țintă este, bineînțeles, copiii surzi, care prin aceste activități ajung la o creștere a stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, a formării personalității lor. Suntem în 2018, sunteți la ediția a 10-a. Cu siguranță nu doar dintre profesorilor și dintre aparținători vin în sală. Cât de mult am trecut peste prejudecăți?
S-au făcut pași, din punctul meu de vedere, s-au făcut pași, dar încă este loc de mai bine. Și cheia este, cred că fiecare dintre cele două tabere, să le spun așa, are posibilitatea să îmbunătățească această relație. E în procente să vorbim. Cât la sută e diferit pentru un copil care are deficiențe de auz să facă primii pași într-o materie față de un copil obișnuit, să spunem? Mi-e greu să dau un procent, dar sunt anumite activități specifice. Copiii surzi au anumite particularități. În primul rând, care țin de dezvoltarea gândirii și a limbajului, pentru că gândirea este în legătură directă cu dezvoltarea limbajului. Și în momentul în care, de aceea, toate școlile pentru copii surzi din țară, și nu numai, în general, sistemul de învățământ special oferă, pe lângă servicii educaționale, oferă și servicii terapeutic recuperatorii. Corect. Unde terapia, pentru ei cât și pentru familie. Terapia are un rol important pentru acești copii. În măsura în care terapia își atinge obiectivele, atunci și dezvoltarea cognitivă poate ține pasul cu ceilalți copii de vârstă apropiată. Spuneți-ne ce o să întâmple la Iași zilele acestea. Așteptăm 10 școli din țară. Este o ocazie frumoasă pentru ei de a veni, de a fi împreună, de a dezvolta relații, de a performa. Nu acesta este obiectivul principal, de a dezvolta un spectacol și de a face performanță în plan artistic, ci de a le oferi ocazia să evolueze în funcție de potențialul lor și de experiența cadrelor didactice care lucrează cu ei, pentru că nu sunt alți formatori decât cadrele didactice, nu sunt actori profesioniști care lucrează cu copiii, ci cadrele didactice din fiecare școală. Vor fi spectacole adaptate pentru ei, de teatru, de păpuși, de pantomimă și film. Și film. Realizat cu copiii surzi. Interesant. În cât timp învață un om obișnuit ca și noi acest limbaj? Și aici sunt mai multe lucruri de spus. Pe de o parte, prin diferite asociații, respectiv Asociația Națională a Surzilor, mai nou Asociația Națională a Interpreților în Limbaj Mimico-Gestual, care are sediul la Cluj, și alte asociații, nu foarte multe din țară, se desfășoară cursuri de limbaj mimico-gestual, care au un număr de ore care sunt acreditate de către minister după o programă. Vă întrebam așa, dar în mod obișnuit, calcul mediu, să zicem. Probabil în cursul poate fi parcurs într-un interval de câteva luni, dar în mod obișnuit cadrele didactice care lucrează în școli cu acești copii nu ies de pe băncile facultății cu aceste deprinderi de comunicare, ci le învață practic alături de copii în școală. Se întâmplă des acest lucru. Îmi sunt colegii, o să caut imediat ceva pe net să vorbim despre chestiunea asta. Spuneți-ne până atunci următorul lucru. Cum poate ajuta cineva care are în bloc sau la el în sat un copil care are deficiențe și cum poate să-i facă viața mai ușoară? E vorba, pe de o parte, așa frumos. E vorba pe de o parte de atitudine. Atitudinea se formează în timp. Depinde de fiecare dintre noi dacă putem aborda sau să avem, depinde de fiecare dintre noi să avem o atitudine deschisă și un grad de toleranță care să vină în întâmpinarea acestor persoane cu nevoi speciale care au, într-adevăr, nevoie de mai multă toleranță și înțelegere. Pe lângă atitudine, pe lângă toleranță, cred că este nevoie de cunoaștere. Cum anume pot aborda, cum anume să pot comunica. Aș face trimitere acum la un moment, acum câteva luni, la o activitate, fostul președinte al Asociației Naționale a Surzilor stătea de vorbă cu o persoană cu care nu se mai întâlnise și îi spunea direct: eu sunt surd, te rog să vorbești uitându-te la mine și să-mi vorbești rar. Rar, nu tare. Am înțeles, e o diferență foarte mare. În
în această comunitate, și poate o să ne mai ajute colegii să mai vedem fotografiile cu cei care ajung la Iași, dar e important că se realizează astfel de spectacole în fiecare școală sau centru care se ocupă de copiii hipoacuzici sau cei care mai au altfel de probleme. Cred că cel mai important e că își dau seama că nu sunt singuri. Asta e prima victorie din punctul acesta de vedere. Am dreptate sau nu? Ei simt acest lucru pentru că sunt multe proiecte la nivelul, și la nivelul școlii noastre și la nivelul celorlalte școli cu care colaborăm. Sunt foarte multe proiecte în care ei au ocazia să participe alături de copii din învățământul de masă la activități diferite, începând de la activități sportive, la activități cultural-artistice, la activități educative. Sunt foarte multe proiecte și în cadrul acestor proiecte ei dezvoltă relații și își dezvoltă foarte mult încrederea în forțele proprii și ăștia sunt pași importanti care se fac, apropo de ce mă întrebați mai devreme. Da. Uitați, am intrat pe pagina de media.ro și vedem aici Povești fără sonor, o jurnalistă și platforma cu povești pentru copiii care nu pot auzi. Acum despre A fost odată, site-ul, e un articol, o să ne arate probabil și colegii să vedem aici. E jurnalista Măriuca Mihăilescu, jurnalista televiziunii române, plecată de aici, de la noi, de la Iași, și poate și modalitatea prin care dumneavoastră, poate cine știe, o să puteți să spuneți. Jurnalista Măriuca Mihăilescu și-a pus această întrebare. Are două fetițe gemene care se bucură din plin de poveștile spuse de părinți. Cum se pot bucura în schimb toți copiii? A găsit răspunsul într-o platformă cu povești spuse și în limbaj mimico-gestual pentru copiii cu deficiențe de auz. Povestea paginei este spusă altfel, puteți să intrați și să vedeți. A fost odată.net. Vedeți chiar aici, dragi prieteni, nu uitați, și e o modalitate prin care puteți ajuta. Dacă îmi permiteți, cred că este vorba de preluarea unor materiale pe care Asociația Națională a Profesorilor pentru Elevi cu Deficiențe de Auz, Virgil Forea, pe care o reprezint, a făcut-o în urma unui proiect european Erasmus Plus, acum 3 ani de zile, printr-un proiect care s-a numit Lumea Copilăriei prin Povești și Sport, în care am făcut mai multe povești adaptate, inclusiv prin text și limbaj mimico-gestual pentru copiii cu deficiențe de auz. Nu știu dacă despre acele povești este vorba. E bine că sunt agregate într-un portal și oricare dintre noi poate face astfel de lucru. Țin minte și colega noastră, Gabriela Baiardi, împreună cu specialiștii de la Spitalul de Recuperare de aici, din Iași, împreună cu cei care s-au ocupat și de primele implanturi. E o echipă cohleare, bună acolo. O echipă foarte bună. Echipă bună au făcut un fel de bibliotecă de sunete și cuvinte pentru cei care aud pentru prima dată aceste cuvinte și să înceapă să le asocieze cu diferite imagini. Oricare dintre noi putem face ceva bun pentru un astfel de copil. Cum stați cu finanțarea? Finanțarea, dacă e să mă raportez strict la acest festival, se face în principal prin acele proiecte, prin acele spectacole caritabile de care vă spuneam mai devreme, spectacole caritabile la care participă, sunt două spectacole caritabile care se desfășoară în fiecare an. La unul din ele participă copiii cu nevoi speciale din Iași, de la școlile speciale din Iași, care au anumite momente cultural-artistice, iar la un al doilea spectacol participă din învățământul preșcolar, sunt copii din mai multe grădinițe care vin și la care copiii cu nevoi speciale sunt spectatori. Aceste spectacole caritabile ne ajută să... Știu că înainte astfel de copii cu deficiențe sculptau, realizau mobilă și altfel de lucruri. Nu s-ar putea întreține centrele speciale cu astfel de microcentre economice? Plus că ar pleca cu o meserie, nu? De acolo. Ei urmează în cadrul școlii, sunt mai multe specializări, școala este acreditată pentru mai multe specializări, printre care și tâmplari, cofetari, patiseri, bucătari și alte specializări. Se întâmplă asta în școală, dar nu se comercializează. Se întâmplă, sunt ateliere școală în care se execută anumite comenzi care ajung în școală, de care se ocupă conducerea școlii și administratorul. Dumnezeu, se întâmplă asta. De câți ani lucrați cu acești 20 copii? De ani. E mult, e puțin, cum vi se pare? E... puțin cât să schimbi lucrurile, e mult dacă ne raportăm la experiența și la activitățile care au fost implementate și care s-a adunat.
Am înțeles. Și poate e și o lecție pentru noi toți, atunci când în fiecare zi te poți da singur jos din pat, poți să te speli singur, poți să vorbești, să spui, au, mă doare, mama, vreau aia, să te hrănești singur, te uiți în sus și trebuie să mulțumești că îți dai seama în acele momente că ești binecuvântat. Alții nu au aceste daruri, nu le-au pe toate și poate e o lecție la care trebuie să ne gândim fiecare dintre noi. Ce spuneți? E într-adevăr o lecție pe care o realizăm în momentul în care punem problema în felul acesta. Este într-adevăr o lecție. Vă ținem pumnii, nu vă așteaptă zile ușoare, dar Televiziunea Română TVR și alături de dumneavoastră și un salut tuturor. Mulțumim tare mult, așteptăm cu plăcere pe colegii noștri din țară și elevii. Mulțumim. Da, într-adevăr, orică plecați spre o finanțare la București, la minister, care să vină mai mare, poate anul acesta, sau pentru proiectele următoare, sau când vin colegii dumneavoastră din țară, ne-am bucurat să meargă pe drumuri mai bune. Tocmai de aceea, cei care au fost astăzi se spună că sunt împreună pentru autostradă, împreună pentru A8 și că Moldova vrea autostradă, au plecat la București și stăm acum de vorbă prin telefon cu domnul Cătălin Urtoi, inițiatorul acestei mișcări, să ne spună ce au discutat la București și la Compania Națională. Bună ziua! Bună ziua! Vești bune de la București, noi așa zicem. A fost în premieră, am fost primiți societatea civilă de către director general al CNIR. Am fost prezenți cele trei asociații, două din Iași, respectiv Împreună pentru A8 și Moldova vrea autostradă, și din București Pro-Infrastructura, cei care monitorizează de mai bine de 5 ani de zile investițiile pe infrastructură din România. Așteptați concluziile, nu? Probabil. Așteptăm concluziile, dar eu sincer de mult nu v-am mai auzit atât de optimist, măcar așa ca timbru. Ba da, suntem optimiști pentru că A8 este în cărți, în primul rând. Deci nu se mai spune că A8 nu este în cărți. Și pot să vă spun în acest moment că împreună cu directorul general al CNIR și cu ceilalți reprezentanți care au fost prezenți la discuția noastră, au spus foarte clar că în trimestrul 4 al acestui an se scot din nou la licitație pentru reactualizarea SF-ului cele trei tronsoane de pe A8, respectiv Târgu Neamț, Iași, Ungheni, Târgu Neamț, Ditrău și Ditrău, Târgu Mureș. E interesant ceea ce spuneți. Vreau să vă întreb cine a mai fost alături de dumneavoastră la întâlnirea de azi? Păi a fost cei de la Moldova Vrea Autostradă, da, reprezentat de domnul Radu Daniel. Și a mai fost prezent de la Pro-Infrastructura Ionuț Ciurea. Aveți niște termene mai exacte din discuțiile pe care le-ați purtat? Da, termenele sunt foarte exacte. Trimestrul 4 al acestui an se scot la licitație SF-urile pentru toate trei tronsoanele de pe A8. La sfârșitul lunii iunie, adică luna aceasta, se va declara în sfârșit, după un an de zile, câștigătorul centurei Bacău, iar la sfârșitul lunii iulie se vor declara cei patru câștigători pentru SF proiectare pe cele patru tronsoane A7, respectiv Suceava-Pașcani, Pașcani-Bacău, Bacău-Focșani și Focșani-Buzău. Să spunem că nu vorbim de science fiction în emisiune, ci de studii de fezabilitate. Până la Ploiești ține, mă scuzați, Tronsoane Buzău-Ploiești, ca să da. Nu uităm lucrurile. Spuneam că nu vorbim de science fiction în emisiune, ci de studii de fezabilitate, da? Iar A8 e autostrada, nu vorbim de alte mărci de mașini sau de alte lucruri de acest gen. Ne-am specificat. Da. Exact. Spuneți-ne următorul lucru. Cât de mult credeți că a contat presiunea făcută de toți cei din Moldova care au participat la marșul de săptămânile trecute? A fost principalul motiv pentru care noi am fost invitați acolo. Pentru că altfel nu se știa de noi și nu eram invitați. Acum puteți privi detașat în urmă la acel marș pe care l-a făcut la București și să ne spuneți câteva concluzii în direct? Concluziile. Concluzia este una singură. Presiunea noastră va continua. Noi, nu vă ascund, pregătim deja un marș simbolic spre Bruxelles, unde acolo vom avea și niște întâlniri care în acest moment se duc discuții pentru a fi primiți
la un nivel foarte, foarte înalt și oficial în același timp. Până la urmă, ați primit niște promisiuni astăzi, domnule Ortoi. Ce, pe ce vă bazați, ce vă face să credeți că până la urmă se vor îndeplini? Păi, ele se vor îndeplini pentru că aceste promisiuni, de fapt, sunt prinse în acel master plan general al României, acceptat de Comisia Europeană. Sunt prinse prin acea hotărâre de guvern 666 din 2015, prin care, practic, CNAIR-ul poate să înceapă să lucreze pe baza acestui master plan general și poate să înceapă să acceadă la fondurile europene. Deci, practic, promisiunile fac parte din, să spun așa, din munca de zi de zi din care ar trebui să o desfășoare în acea instituție un director general cu angajații dânsului din subordine. Eu zic că e mai mult decât o promisiune, este până la urmă fișa postului și dânsul trebuie să apuce de treabă. Cert este că astăzi mi s-a promis că se lucrează la aceste trei lucruri pe care le-am spus mai devreme și care acum noi chiar și spunem, mingea este în terenul lor și așteptăm să vedem dacă se vor și îndeplini. Bun, și le-ați spus acolo la CNIR, vedeți că noi deja, dacă nu vă îndepliniți promisiunile, noi mai venim, că deja știm drumul, cu jandarmii ne-am mai împrietenit. Nu vă ascund că a rămas deschisă discuția cu ei, deci practic avem o linie deschisă directă cu directorul general și cu asociațiile noastre. În același timp, eu fac încă o dată și pe această cale un apel către primul ministru, pentru că noi, în urma marșului din 19 mai, am cerut să fim primiți și de către primul ministru, dar din păcate până la această dată nu avem niciun răspuns. Da, fiind pe TVR3, poate să uită și cineva din București, din aparatul guvernului și poate ajunge unde trebuie această nouă doleanță a dumneavoastră. Mulțumim tare mult, gânduri bune! Și noi vă mulțumim. Drum bun înapoi la Iași, știu că ați plecat cu trenul, vedeți cu ce vă întoarceți, da? La noapte, tot cu trenul. 3-2, Halep, sfertul 2 și avem și un câștigător, dragi prieteni, Solin Tarcău din Iași a câștigat invitațiile pentru serile filmului românesc. O să, dacă tot vorbeam de autostradă, dragi prieteni, iată și numărul de telefon, mai puteți suna. Sunt 3 invitații aici, dacă nu s-au dat toate, mai puteți suna. Dacă nu, vă opriți și o să vedem, poate săptămâna aceasta să mai aducem invitat special aici în studio. Vorbeam de autostradă, vorbim și de poluare. Factorii de mediu pot produce sau agrava o serie de boli. Efectele poluării asupra sănătății pot varia de la modificări fiziologice, la dificultăți de respirație, tuse sau la afectarea sistemului cardiac sau respirator. Reacții individuale la poluanții atmosferici depind de tipul de poluant la care o persoană este expusă, de gradul de expunere, de starea de sănătate individuală și de factorii genetici. Problemele de sănătate pe care poluarea le cauzează cresc consumul de medicamente, în mod normal, numărul vizitelor la medic sau ale internărilor, precum și complicațiile în cazul anumitor boli. Despre impactul poluării asupra organismului se vorbește în această seară la Actual Regional. Claudia Dănăile are ca invitat profesor Universitat Dr. Traian Mihăescu și șef lucrări Radu Crișan de la Spitalul de Pneumoftiziologie. În partea a doua emisiunii, medicul Alina Ofriescu va vorbi despre riscurile obezității la copii și adulți, că trebuie să ne mai subțiem, trecem pe salate, că e vară. Astăzi de la ora 19 pe TVR Iași, iar până atunci însă, dragi prieteni, mulțumim încă o dată invitatului. Mulțumesc și eu pentru invitație. Gânduri bune, iar noi, dragi prieteni, vorbeam de spam, ultimul cântec pentru ea, așa se numește videoclipul. Venim imediat în direct alături de dumneavoastră să-i cunoașteți și pe băieți. Așa cum erai, îți spun, poate că ai uitat, poate că ai uitat cum să mă iubești, poate te întrebi dacă am meritat. Și nu avem timp să ne spunem ce credem, n-avem timp să ne mai sărutăm, nu găsim timp nici măcar adio să ne luăm.
și decât să ne plângă de milă oricine, mai bine să se iubească încă puțin, poate o să ne amintim. Și decât să ne întrebe dacă suntem bine, oricine să ne întrebe dacă am fost fericiți, să ne întrebe dacă mai știm cum să facem să mai iubim. Nu o uiți, dar te poți plictisi de pedalat. Am putea să mergem mai departe, de fapt am putea să facem orice. Să te privesc în ochi, nu știu dacă are rost, poate nici n-o să te mai recunosc. Și nu avem timp să ne spunem ce credem, n-avem timp să ne mai sărutăm, nu găsim timp nici măcar adio să ne luăm. Și decât să ne plângă de milă oricine, mai bine să se iubească încă puțin, poate o să ne amintim. Și decât să ne întrebe dacă suntem bine, oricine să ne întrebe dacă am fost fericiți, să ne întrebe dacă mai știm cum să facem să mai iubim. Doi Halep și 30-30, așa era aici, se acordau prietenii noștri, Cosmin și Eugen, dar cât e? Cât e scorul? Păi când începe campionatul de fotbal, ce facem? Sunteți pasionați? Vă uitați la meciuri? Pune-l înapoi că facem concurs cine ia primul microfon. Da? Când ne spunea Costel, măi, să ai grijă să ia microfonul. 3, 2, 1 și hai, pac! Câștigă Cosmin, da. Da. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă uitați la fotbal? Nu acum, te uiți la fotbal? Nu, nici nu? Nu? Bine, nu. Aveți program de săptămâna viitoare. O să vă anunțăm care e programul meciurilor. Dar la tenis vă uitați, vă interesează, nu? Când e de uitat, ne uităm. Am înțeles, aluzia, frumos, frumos. Și când e de ascultat, ascultăm. Și când e de cântat, cântăm, nu? Da. Chiar vreau să-mi cer scuze față de Simona Halep pentru faptul că acum îmi dau seama că toată lumea se uită la noi, nimeni nu se mai uită la meciul ei, că suntem noi la televizor, s-a aflat deja și umblă vorba. De mic copil obișnuit cu muzica și concertele pe stadion, Cosmin, și frumos și modest la această vârstă, vine încă o dată în studiourile TVR și nu singur. De când Spam și ce e Spam, spune-ne? Trupa Spam este un proiect pe care l-am început în urmă cu 3 ani. Chiar mâine se împlinesc 3 ani de când am lansat primul nostru disc, un disc care s-a chemat Drumul. Între timp am mai lansat unul care se cheamă Facem Dragoste. Și lângă mine aici este Eugen Toboș, noul chitarist al trupei Spam. Eugen este din Iași, eu îl știu de când era mic, e tânăr și acum, dar eu îl știu de când era mic și era tot mult mai talentat decât mine și acum este. Și suntem foarte bucuroși că avem șansa de a cânta împreună cu el. Și eu. Și el e bucuros. Și noi ne-am mai văzut încă de când erai foarte, foarte mic, noi făcând emisiuni de profil, dar vreau să întreb altă chestiune. De ce ultimul cântec pentru ea? E un cântec, cum să spun, noi avem cântece foarte vesele, cântece vesele, cântece obișnuite, cântece triste, cântece foarte triste și cântecul ăsta. Sunt diferite momente din viață prin care trecem toți și atunci când se întâmplă asta, ne exprimăm așa cum știm, felul meu de a mă exprima este de a scrie cântece.
Este un cântec nu foarte vesel, dar nu este nici, cum să spun, nici exagerat de dramatic. Da. Nici capătul lumii. Pur și simplu, știu că sunteți în plin turneu, spuneți-ne pe unde ați fost, pe unde o să mai mergeți să vă caute lumea, să vă asculte. Da, bine, la genul nostru de muzică, plin turneu înseamnă 4-5 concerte. Da, am fost în Timișoara, am fost în București, am fost în mai multe locuri. Urmează să fim mâine seară în Iași, o să cântăm în, pot să spun, în Iași. În Iași, o să cântăm în Iași, în bază, pot să spun, și o să fim și în Cluj-Napoca și în Brașov în următoarele două zile, vineri și sâmbătă. Să le reamintim telespectatorilor și poate la final, așa, o să avem un scurt refren, un semnal de alarmă, fiind în direct Cosmin cântat, de ce n-apar folchiștii la televizor, dar asta e altă treabă. Uite, vorbim de serile firmei românesche, acolo sunt invitați niște buni prieteni și de-ai noștri și de-ai voștri, e vorba despre trupa fără zahăr și spune, uite, noi mergem și n-am fost, promovată cu umor de prietenii de la SFR, cu folk de Dorohoi. Da, cred că așa se și definesc ei, își definesc genul muzical folk de Dorohoi și e... cu mândrie. Da, proudly present. E una dintre trupele mele preferate. Până le mai spunem telespectatorilor ce se mai întâmplă cu piesele voastre, eu zic să cântăm ceva, facem un concurs. E o formulă nouă. Cine pune primul? Cine pune primul? Hai, 2-3 și fac. Am făcut concursul, Costel, ai notat acolo. Andreea are planuri mari, va sta până în septembrie la mare. Se vor întoarce după ea și gâturi și pupile și vapoare. Se vor roti în jurul ei cu toții cam ca luna după soare. Se va bronza pe umeri și pe coapse și pe mâini și pe picioare. Andreea pachetează de oră, trage într-una de fermoare. Și-am păturit aripile cu grijă, în seara asta o să zboare. Ea bea la plajă, însă are treabă, trebuie să plece în deplasare. Se duce în fâșia Gaza și va face pace între popoare. Andreea are stil, se îmbracă în vernil, traversează pe unde vrea semaforul și-a culoarea după ea. Andreea, da, da, Andreea, simți că o vezi cam rară, fără ea ești în zadar. Îi place somonul, dar pentru ea este culoare, nu grătar. Andreea, da, da, Andreea. Andreea ți-a lăsat o poezie pe o foaie de hârtie. Nu are nimeni nici metafore, dar crezi că-i plină de magie. Și parcă încep să ai Andreea fobie. Iar când ascultă Alex Velea, simți că începe să-ți placă și ție. Nu, Andreea are stil, se îmbracă în vernil, traversează pânde vrea semaforul și-a culoarea după ea. Andreea, da, da, Andreea, simți că o vezi cam rară, fără ea ești în zadar. Îi place somonul, dar pentru ea este culoare, nu grătar. Andreea, da, da, Andreea. Și-a culoarea după ea. Andreea, da, da, Andreea,
Simți că o vezi cam rar, fără ea ești în zadar. Îi place somonul, dar pentru ea este culoare, nu grătar. Andreea, da, da, Andreea, Andreea. Da, da, bravo, bravo, bravo. Foarte, foarte frumos. Mulțumim. Eugen, foarte frumos, mi-a plăcut solo-ul tău. Mulțumesc, mulțumesc. Și-au dat seama și colegii noștri, apropo de freza ta, pentru că atunci când mergi la frizer, te întreabă, zic, de unde sunteți, de la Spam? E în regulă, stați așa să mă uit la ce instrument cântați. Asta vi se potrivește. No, cam asta ni se potrivește, Cosmin, n-avem ce... Nu, pot și eu să cânt ca el, dar nu vreau. Da, da, și nici nu m-am tuns astăzi ca el, atunci încât e, bă, cred că pentru tine, fiind apropiat de noi, de TVR Iași, cred că e o mare bucurie să vezi că, uite, aduni în jurul tău muzicieni foarte buni cu care Spam sau nu, eu știu, să intre, să-ți meargă la suflet muzica asta și să ajungă mail-urile unde trebuie, nu? Da, chiar muzicieni profesioniști și cu o sensibilitate deosebită cum este cea a lui Eugen și ei nu fac decât să îmbogățească muzica noastră, că ea crește frumos atunci când, cum să spun, se adună din mai multe suflete la un loc. Păi atunci să ne spune Eugen, tu de ce ai intrat în trupă? Pentru că de fapt... Știai? I-ai ascultat pe băieții? Da, 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 îi știam de foarte mult timp, chiar ne mai întâlneam pe la festivaluri de profil. Așa, a fost o întâmplare pentru mine plăcută în totalitate, pentru ei nu cred că plăcută în totalitate, pentru că ei au lucrat cu un chitarist foarte bun, excepțional. Și acum lucrăm tot cu un chitarist foarte bun și excepțional, fiecare în felul lui. Ideea e că am fost foarte, foarte bucuros să iau parte la așa ceva și... De câți ani cânti la chitară? Nu m-am mai gândit de mult la chestia asta, dar cred că sunt vreo 13-14 ani. Și te-ai gândit vreodată, uite, când ai început să buchisești acolo, am să fiu și eu odată într-o trupă, cum s-o chema ea și am să cânt? Oricum ăsta era visul meu. A... Pentru asta m-am bucat de chitară. Și freza, nu? Ia fă odată. Pac. Pac. Asta e. Foarte, foarte frumos. Găsesc majoritatea clipurilor pe canalele de specialitate, cei care doresc să vă... Pe internet, acolo unde vă găsiți muzica de obicei, acolo ne găsiți și pe noi cu multe, multe deja dintre cântecele noastre, inclusiv clipul ăsta foarte frumos în care am colaborat tot cu Nieșan, cu Marius Manole, cu... care este prietenul nostru. Și el legat de TVR Iași, trebuie să spunem, încă de la începutul de pe vremea când era student și venea aici împreună cu noi la emisiuni și îl așteptăm, cine știe, poate împreună cu voi odată acasă. Vrei să spui ceva? Atunci mai cântăm, nu? Cântăm. Hai să mai cântăm. Ne vor tăcuți, ne vor cu minți, parcă nici n-am avea părinți, ne naștem din 30 de arginți. Copiii din îmbrățișări se dau jos și-și fac cărări, și-și fac copii în alte țări. Alegem numai din nimic, ni viața răul cel mai mic, speranțele se dau la plic. Că parcă n-avem niciun rost, îl căutăm în ce am fost, ne facem din el la adăpost. Din cuvânt vom scoate capul din pământ, neîmpărțiți noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii ni vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa, doar așa, doar așa. Noi vom fi liberi, doar așa. Învață cum să tai, că dreptul nu e ca să-l ai, ci felul în care trebuie să stai. Ne facem cruce tot mai rar, ne sprinse mâinile și parcă nu mai este în buzunar. Se vede totul foarte clar când vor să ne ofere în dar lumină de la girofar. Se parte lumea, noi și ei, ne țin poveștile sub chei și feți frumoși și ne sunt zmei. Noi
vom renaște din cuvânt, vom scoate capul din pământ. Neîmpărțiți noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii ni vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa. Doar așa, doar așa. Noi vom fi liberi, doar așa. Copiii voștri nu mai vor să tacă, să-i învățați ce să nu facă cu viețile lor. Copiii voștri ascultători sunt acum vorbitori. Nu știu să tacă frumos, au capul în nori. Dar nu în jos, nu! Noi vom renaște din cuvânt, vom scoate capul din pământ. Ne împărțiți, noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii ni vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa. Din cuvânt, vom scoate capul din pământ. Ne împărțiți, noi vom fi liberi, doar uniți. Și când nu vom mai aștepta, când ochii ni vom ridica, vom îndrăzni și vom fi liberi, doar așa. Doar așa. Doar așa.